continuare vom discuta despre piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. Petrolul care avansează și reușește să depășească această zonă de la 40 de dolari per baril. Pe de o parte, evoluția a fost bazată pe date optimiste publicate ieri în SUA. Desigur, este vorba despre datele privind stocurile de petrol, care vedem că au adus scăderi semnificative, trasând un mediu destul de bun pentru materia primă. Ulterior, am asistat la o îmbunătățire a atitudinii și din partea oficialilor americani, care au accentuat speranțele investitorilor cu privire la posibilitatea unui nou pachet de stimulente care să ajute situația. Prin urmare, vorbim despre un context destul de favorabil, care a facilitat marcarea acestui maxim intraday la 40,64 de dolari per baril. Ulterior, totuși, încrederea a continuat să se deterioreze și asistăm la o ușoară tendință de scădere. Pe de o parte, vorbim despre îngrijorări referitoare la cererea pentru combustibil în următoarea perioadă, pe măsură ce numărul de cazuri este în creștere la nivel global și asistăm la un nou val de restricții, atât de deplasare cât și de distanțare socială. Iar pe de altă parte, problematica reprezentată de exporturile din Libia reprezintă un alt factor de risc, cel puțin atâta timp cât nu va avea loc o compensare realizată la nivelul OPEC+, tocmai pentru a ajuta situația. Prin urmare, perspectiva pentru cererea de petrol tinde să rămână în continuare destul de problematică, dacă avem în vedere această situație legată de restricțiile referitoare la mobilitate. În continuare, putem spune că media cererii de benzină în ultimele 4 săptămâni a fost de 9% sub nivelul anului anterior. Această valoare este reprezentativă pentru economia americană, iar în acest sens, dacă avem în vedere că am trecut de perioada vacanțelor, de perioada verii, este posibil ca decalajul față de valorile înregistrate anul trecut să fie și mai accentuate. Iar acest lucru ar putea desigur să se transpună într-un nou val de neîncredere și de depreciere la nivelul prețului. În acest context, nivelul de la 40,14 ar putea să reprezinte principalul nivel de susținere și o spargere a acestuia ar putea să ducă prețul la niveluri înregistrate la începutul săptămânii sau chiar sau în cadrul săptămânii anterioare, la aproximativ 39,16, poate chiar 39,40 dacă luăm un nivel mai permisiv. În caz contrar, dacă vom asista la o menținere a atitudinii actuale, ne putem aștepta la o ușoară evoluție în jurul pragului de 40 de dolari, dar un astfel de context ar necesita elemente destul de optimiste, cel puțin pe termen scurt, privind prospectele legate de cererea de petrol. Ceea ce privește situația aurului, putem spune că acesta a reușit să se stabilizeze pe fondul unei pauze care s-a observat la nivelul raliului de preț al dolarului american. Mai mult, speranțele legate de noi stimulante în SUA au îmbunătățit, cel puțin pe termen scurt, încrederea investitorilor. Astfel, indicele dolarului american a scăzut din zona maximelor ultimelor 8 săptămâni, atinsă undeva la în zona de 95 de puncte, în timp ce a favorizat o ușoară redresare din partea aurului, care, în ciuda unui context favorabil din punct de vedere fundamental, dacă vorbim despre acest nivel de incertitudine și de oarecum această teamă și apetit redus pentru risc al populației, un dolar puternic l-a ținut sub control și nu a favorizat o creștere pentru aur. În acest sens, o depreciere a dolarului este binevenită pentru cumpărătorii de aur și vedem că au reușit să aducă prețul de la un minim la 1849 de dolari pe uncie la atingerea unui maxim intraday în timpul sesiunii de ieri la 1877. În continuare, situația rămâne una destul de interesantă, întrucât cel puțin pe termen scurt, atâta timp cât nu vom afla noi informații referitoare la discuțiile dintre republicani și democrați și nu vom afla informații care să ne ofere o imagine despre probabilitatea atingerii unui acord între cele două tabere, este posibil ca investitorii să aleagă totuși deținerea de active lichide și în special de cash, chiar de dolar american, în detrimentul metalelor prețioase, întrucât un astfel de context poate duce la oportunități destul de interesante care apar în piață, iar acest lucru, desigur, pentru a beneficia de astfel de situații, ai nevoie de numerar. În acest context, zona 1866 pare să fi devenit un nivel de susținere interesant, întrucât este susținut și de zona de zona Fibonacci de 38,2% din secvența ascendentă de la sfârșitul lunii iulie, în timp ce un prim nivel de rezistență se află sub forma mediei mobile de 50 de perioade, care vedem că a încetinit și oarecum a ținut sub control secvența ascendentă a prețului înregistrată ieri.